de la Zburg, prietenul nostru drag. În alta sfinția voastră, părinte Andrei Andrecuț, mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, precucernici părinți, domnilor miniștri, domnilor și domnilor parlamentari, domnul președinte al Consiliului Județean, în alte oficialități ale județului Alba, domnilor și domnilor primar, îndurerată familie. Dragii mei, ne-am adunat astăzi pentru a-l conduce pe ultimul drum pe bunul nostru coleg Corneliu Olar. Am o misiune grea și voi încerca, deși cuvintele sunt prea sărace, să transpun gândurile și regretele colegilor primari din Asociația Comunilor din România, filiala Alba. Pentru majoritatea dintre noi, Corneliu Olar a fost un prieten drag și trecerea sa la cele veșnice ne-a întristat adânc sufletele. Ca primar al Comunei Horea a fost harnic și dedicat comunității sale, iar ca deputat a luptat cu toate armele legislative pentru moții și pentru locuitorii județului Alba. Corneliu Olar va rămâne în memoria noastră și a celor care l-au cunoscut pentru modul în care și-a iubit comunitatea și zona munților Apuseni. A fost un moț autentic și un om care spunea mereu lucrurilor pe nume, cu respect pentru valori și principii. Deputatul moților, așa cum colegii spuneau, lasă cu siguranță un gol de umplut, greu de umplut în Parlament, în rândul PNL Alba și în rândul țării moților. De astăzi, Horea, Apusenii și județul Alba sunt mai sărace pentru că au pierdut un om care iubea din toată inima satul românesc. Ne vom ruga cu toții pentru odihna sufletului fostului nostru coleg și pentru întărirea familiei și a celor apropiați lui. Rămas bun coleg și prieten drag, om bun, om vrednic. Dumnezeu să te odihnească în pace! În alt preasfințite părinte mitropolit, preacuvioși și cucernici părinți, domnilor parlamentari, domnilor primari, îndurată familie, mult întristat auditoriu. Mărturisim cu sinceritate că în azi trecerea ne apasă cuvintele sunt mici și puține. Semnificația la lor prea săracă pentru a descrie durerea și regretul ce ne încearcă zilele acestea. Astăzi plângem cu toții. Oameni, sate, munți, suflete. Când oamenii mor, ne uităm la lumina lăsată în urmă. Omul, primarul, deputatul Olar, va rămâne pentru noi un model de energie, curaj, iubire, patriotism, calități ce l-au transformat într-un adevărat ambasador al țării moților. A simțit locul acesta, ridicând, dezvoltând și modelizând comuna noastră din punct de vedere economic, cultural, turistic, prin implicarea sa directă, fiind mereu prezent și neobosit în viața comunității. Nu vom uita că ne-a făcut să ne simțim de multe ori prin puterea exemplului și prin simplitatea lui, mândri că suntem locuitori a acestor ținuturi muntoase, munții Apuseni. Pentru toate acestea, noi astăzi vă mulțumim, domnule deputat, cu nostru al munților, Dumnezeu să le ierte, în familia îndurerată îi transmitem sincere condoleanțe. Thank you.